Bine am găsit, pofticioșilor! Mă gândi eu ce să mănânc, că trebuie să mai și slăbim, normal, ca după sărbători, cum vorbim data trecută. Și mi-am adus aminte de o mâncare din aia tradițională, oltenească, pe care o făcea Maia, extraordinară, că Maia mea și mai postea. O ciorbă de cartofi cu zeamă de varză. Să nu credeți că e ceva chiar atât de simplu precum pare, nu e nici pe departe complicat, este doar un pic complexă. Hai să vedem, sper să-mi iasă ca lui Maia. Am aici o ceapă normală, un praz normal, îl pun frumos aici în bolul de mixare. Aici am un morcov, puțină țelină și puțin păsternac, tăiat bucățele, le pun și pe dumnealor în bolul de mixare, pun capacul și în 5 secunde o să rog pe cookie să mi le mărunțească fain frumos. Așa, cookie. Open. Bun. Uite ce frumos le-a tocat. Așa. Acum, după ce am curățat eu frumos bolul de mixare, o să le punem la călit, la sodat. 40 de grame de ulei, pentru că sunt destule leguminoase și ceapă și praz. Tare e pe 0. Pe 0, te rog, cookie. Așa. 30. 40. A fix. 40 de grame. Pun capacul. Mă duc chiar în cadranul principal. Și o să las așa un 5 minute. La 120 de grade, viteza 1 și pe urmă o să vă arăt o șmecherie, că astea sunt legumele astea mai călite, așa mai... O să vedeți imediat. Legumele mele s-au sortat, legumele ceapa, prazul, am uitat să vă spun că pe lângă bucățica de țelină și puțin păsternac, bucățica de păsternac a rupt lanțul și a scăpat și un cățel de usturoi, ce să fac? L-am lăsat acolo și pe el. Da? Bun, uite ce frumos arată și miros senzațional. Termomixul ăsta e o chestie foarte ca lumea, pentru că în momentul în care sotează, ceea ce sotez legumele sunt, cum să vă spun, cum te-ai chinui într-o cratiță să pui și apă, după ce pui ulei, capacul să se înnăbușe, și aici fac 5 minute, e foarte simplu. Acum venim cu normal, cartofii, tăiați așa, cubulețe, pătrățele, dreptunghiulețe, cum puteți. Eu am aici 3 cartofi. O să pun apă cât să acopăr cartofii. Nu știu dacă se vede, camera îmi confirmă. Se vede, da? Deci pun așa la ochi, așa făcea Maia, nu avea cântar. Nu punea multă apă, cât așa, ca o tocăniță. Da? Deci nu punem multă apă de la început. Sare nu pun pentru că o să fie cu zeamă de varză normal și zeamă de varză sărată, nu cred că o să mai fie nevoie. Pun capacul obturat și las un 15 minute la 100 de grade, viteza 1, dar o să schimb sensul de rotație al cuțitului ca să nu mi se sfărâmă cartofiuri. Mă duc să beau și eu o cafea. Revenim. Imediat e gata. Cred că s-au fiert cartofii. Așa. Cu o siguranță s-au fiert. Uitați-vă și voi ce culoare are. Zici că a fiert, îi dai mai pui în ea și nu mai da prazul ăla și cu țelina călită și cu morcovelul. Wow! Acum, am aici câteva roșii din conservă. Le pun frumos cu sucul lor cu tot.
și o să le las, cât să le las? 5 minute, nu le las mai mult. Așa, tot la 100 de grade, tot viteza 1 și tot sensul anti-orar. Au fiert și roșiile. Da, uitați-le. Cam frumos, cam frumos. Așa. Deci, acum vin cu celălalt secret, ingredientul minune, zeama de varză, dar atenție, trebuie să o dați odată în fiert, da? Uite-o, e luată de pe aragaz, da? E saburi, da? Nu în clocot, odată în fiert și o... De ce? Ca să nu întrerupă procesul de gătire. Eu am aici o jumătate de litru, am gustat-o înainte, nu este nici foarte acră, nici foarte sărată, este cam cum trebuie. O să pun întâi jumătate și hai să o pun pe toată. Aia, nu e nici fel de problemă, că știu că este bună. Dar când o preparați, în funcție de zeama de varză pe care o aveți, da, puneți mai multă sau mai puțină. M-am pus deci o jumătate de litru și o să-i mai dau un 2 minute, hai, 3 minute la 100 de grade, de asemenea sens antiorar, viteza 1. S-o mai dau o dată în clocot. 2, 1, bim, 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 bim. Eu am probleme cu... Știți voi. Arată cam frumos. Arată cam frumos. Nu știu cum se vede, da? Așa. O să pun într-o strachină și vă spun imediat cum a ieșit. Un moment. Asta e strachina, e cam mare, nu am umplut-o. Mai am de făcut o singură operație. Am aici niște leuștean pe care l-a pus Liana astă toamnă în congelator. L-am scos din timp. O să pun așa niște leuștean. Că așa îi pare bine la ciorbița asta de cartofi cu leuștean. Au, ce frumos se vede. Și roșioara și ce culoare frumoasă are. Ârși, 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 ârși. Și acum să facem obiceiul. Olele, maică. Te saltă din boală. Nu, no, mai, deci e pai de mine. Ce idee bună am avut să fac eu ciorbă de cartofi făcută cu zeamă de varză. Deci rețineți, da? Legumele călite bine, 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 bine de tot, da? Puțin mai mult ulei, să fie bine înăbușite. Și zeama de varză neapărat fierbinte, da? Dacă la fel mai puneți apă în timp ce gătiți, apa trebuie să fie tot fierbinte. Mă scuzați. E impecabilă. Dragii mei, asta a fost pentru astăzi. Eu și Cookie Thermomix-ul meu vă spunem la revedere, toate cele bune, bucurați-vă de ce aveți, aveți grijă de voi și de ai voștri și, bineînțeles, puneți mâna și gătiți pentru cei pe care îi iubiți. Vă pup! Pa!